Continuăm daily vlogurile din Asia, suntem în a șasea zi, ne-am trezit în Tokyo, am mers la mic dejunul hotelului, a fost așa meh, cam overrated. Ne-am pregătit și am plecat primul lucru la 7-Eleven, fiindcă voiam să ne scoatem niște bani, mai afară ploua torențial, bătea un vânt, am zis că trebuie neapărat să ne cumpărăm o umbrelă. Au ATM-uri în 7-Eleven, deci e super. Și gata, am plecat spre prima locație și anume TeamLab. Pentru cine nu știe, TeamLab e practic ca un fel de muzeu digital, așa cu lumini. Ne-am luat bilete de când știam că venim în Japonia, fiindcă voiam neapărat să vedem. Deci a fost o experiență unică, nu pot să descriu în cuvinte. După asta mi s-a făcut cam foame și mi-am zis că dacă tot suntem în mall-ul ăsta, am găsit un supermarket unde vindeau multe chestii fresh. Am trecut rapid pe la hotel să mâncăm sushi-ul. Pe după masă am luat metroul și am plecat direct către Shibuya. Uitați-vă la aglomerația asta, deci trecerea de pietoni e altceva. Am mers cu Alex la câteva magazine de lui de tehnologie și după aia evident că a venit cu mine la toate magazinele. Am filmat și un video din Risa Maglie, cel mai super magazin de lingerie intimă ever. Dacă tot eram în Shibuya, am zis să mergem și la Mega Don Quixote. Măi, mi-a fost atât de dor de magazinul ăsta, doamne. După 2 ore de cumpărături am stat la o coadă gigantică, anyway, am plătit. Am plecat spre hotel rupți de oboseală, am făcut 16.000 de pași.